Când era la Târgu Mureș la liceu, direcțiunea liceului de acolo a hotărât să-l dea afară pe Tibor pentru indisciplină, pentru că refuza ca să cântece numai cântece clasice, deși și spunea, noi suntem un liceu de muzică, tu trebuie să cânți aici ce-ți spunem noi, nu ce vrei tu. El cânta și jazz și muzică ușoară și cânta de toate. Bineînțeles că Tibor s-a opus și a spus, eu sunt născut la Târgu Mureș, locuiesc la Târgu Mureș, eu sunt artist și locul meu este aici la liceul de artă și eu de aici nu plec. Și a rămas, la care profesorii au zis, ne-am găsit beleaua cu ăsta. Iar astăzi, la liceul lui Tibor, se cântă și jazz și muzică ușoară și de toate genurile, iar profesorii vin la concertele sale și spun, ai avut dreptate, ai fost vizionar, numai că vezi tu, Tibor, tu te-ai născut sau prea devreme sau prea târziu. Un alt mare compozitor celebru de operetă maghiar, Ferenc Lehár, născut la Komárom, astăzi pe teritoriul Slovaciei, în 1870, cine nu cunoaște opereta sa de succes, Țara Surâsului, o operetă compusă în anul 1929, pe care Tibor ne face surpriza să o cânte în limba română, dar și în limba maghiară. Deci Ferenc Lehár, Țara Surâsului, celebra arie, tu ești iubirea mea și ai făcut să cred în ea. Mulțumesc frumos!